Sfinte Dumnezeu, Sfinte Doare, Sfinte Părtimoar, cândești pe noi. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Trei Univerește, pe noi, Doamne, curățești păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfântele Tău, Doamne, Univerește, Doamne, Univerește, Doamne, Univerește. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-se voia Ta pe cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zile, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește pe cel din plan, ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce-ai trimis în chip de lin de foc pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții ucenici și apostoli, ca să ilumineze și să-i întărească spre a putea să învețe toate neamurile, auzi-ne pe noi cei ce ne-am adunat astăzi spre a-ți aduce mulțumire fierbinte pentru ajutorul ceresc și darul luminii pe care l-ai revărsat și în acest an școlar asupra școlii noastre creștinești, asupra dascărilor și elevilor ei, deschizându-le mintea, descoperindu-le cărările înțelepciunii și trezind în inima lor dorința de a se învrednici să priceapă puterea legii tale, ca să pășească pe calea virtuților, sporind din an în an cu mulțimea învățăturii și cu podoaba purtărilor bune. Tu, Doamne, Părintele Luminilor și Împăratul Milei, ai dat dascărilor acestei școli sănătate, răbdare și iscusință, ca să poată lumina cu razele cunoștințelor ce vin de la Tine, ochii sufletești ai acestor tineri, întrucât cu ajutorul Tău cel Sfânt s-a aprins în inima lor scânteia Domnului de învățătură, care i-a îndemnat și în anul acesta la muncă sârguincioasă, spre luminarea minții lor, ca să devină ei oameni de nădejde spre propășirea poporului nostru și spre întărirea Bisericii drept slăvitoare. Așa, Doamne, primește acum mulțumirea noastră izvorâtă din inimă smerită. Îmbracă-ne și în viitor cu putere de sus și ne întrarmează cu arme de lumină, îndreaptă gândul nostru spre paza poruncilor tale, cercetează-ne cu milostivire și trimite nouă de la tronul slavei tale stâng de foc, strălucitor, care să lumineze și în viitor calea noastră spre a împlini voia Ta cea sfântă. Că Tu ești luminarea sufletelor și a Duhurilor noastre și Ție se cuvine mulțumire, slavă, cinste și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sărbătate, sărbătea Domnul tot ce-i dorit.
asistenților medical generali, reprezentant al Direcției Sanitare a Județului Neamț, doamna doctor Marcoci Carmela, doamna viceprimar al municipiului Piatra Neamț, doamna Aurelia Comunică, domnul director de cancelare a instituției prefectului, domnul Jugan Ilian, invitându-l să ia cuvântul, domnul președinte, directorul general al Școlii Postliceare, Centrul de Studii European de Avenanț, domnul profesor doctor Viorel Pienea. În alte fețe bisericești, dați-mi voie să salut prezența autorităților județene, locale, municipale, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi, onorată asistență. Și spun la fel ca și doamna director, nu în cele din urmă, salut colegii din mass media, prezent astăzi, aici la noi. Suntem onorați că astăzi, în municipiul Piatra Neamț, ne raportăm, după un efort și o activitate de 3 ani de zile, la nivelul Centrului de Studii European Piatra Neamț, unitate de învățământ, putem spune europeană, și nu putem spune, ci chiar doresc să rețină, că este membru al Uniunii Naționale pentru Dezvoltarea Învățământului preuniversitar particular din România, această unitate, și totodată este afiliată la Consiliul European al Școlilor Independente cu sediul de la Hara. La fel, în acest cadru doresc să salut prezența colegilor mei, a elevilor, din celelalte centre de studii europene prezenți astăzi, la acest moment deosebit. Spuneam că unitatea noastră de învățământ, unitate ce se desfășoară conform standardelor de evaluare la nivel european și nu numai, cu 3 calificări de activitate, asistentul medical generalist, asistentul medical de farmacie și asistent medical bandio-fizio, kinetoterapie și recuperare. Este bine de ținut, doamna viceprimar, domnilor din autoritățile județene prezente, că așa cum am reușit de peste 18 ani în celelalte centre de studii, atât europene cât și Ștefan cel Mare și Sfânt, ne interesează foarte mult, domnule inspector, și prin dumneavoastră doresc să transmiteți și conducerii Inspectoratului Școlar al Județului Neamț, salutările noastre, că permanent urmărim respectarea, chiar cu strictețe, în ceea ce privește calitatea învățământului, dar nu numai, eficiența, performanța, diversitatea, parteneriatele. De aceea putem spune că am reușit, datorită acestui fapt, unde atât echipa managerială, cât și cadrele didactice, care doresc personal să le salut și să le mulțumesc că au reușit să trudească zi de zi alături de elevii noștri, în așa fel, în această perioadă ne putem raporta cu rezultate pe măsura efortului. Știm foarte bine că ne interesează foarte mult, exact ca și pe ceilalți colegi din învățământul atât de stat cât și particular, activitatea noastră să fie centrată pe elevi. Dar nu numai pe elevi,
Indiferent că ei sunt adulți, ne interesează foarte mult familia. Deci părinții, soții și toți cei care sunt implicați în susținerea lor pentru o finalizare în viitor. După care, de ce să vă spunem, pe locul 3 e comunitatea. De bea pe 4 suntem noi profesorii și pe 5 modul de management pe care noi îl aplicăm. Deci tot ce înseamnă parte managerială. De aceea, poate prin aceste soluții și metode de activitate s-a reușit și la Centrul de Studii European Piatra Neamț, după un efort comun de 3 ani de zile. Doresc, în acest cadru, să felicit echipa managerială, personal, familia de profesori Cosma, care au reușit împreună să coaguleze în jurul domniei lor colegi de calibru, profesori, medici, farmaciști, maestri instructori în toate domeniile și este explicabil că la mijloc este experiența acumulată în timp în domeniul educațional, ceea ce pe noi și pe mine personal în calitate de președinte, fondator, director general al acestor centre de studii europene și Ștefan cel Mare și Sfânt, mă interesează foarte mult pentru că dorim ca la Piatra Neamț, în județul Neamț, într-adevăr, să se facă carte și chiar dorim, prin dumneavoastră, domnule inspector, să aduceți la cunoștința conducerii Ministerului Personal al domnului ministru, că în rețeaua de unități de învățământ, Centrele de Studii Europene și Ștefan cel Mare și Sfânt, avem atât obligația, cât și răspunderea morală după o experiență de 18 ani, să ne aducem o contribuție în ceea ce privește educația tinerii generații, atât la nivel local, cât și în zonele limitrofe a fiecărui județ. De aceea, sincer, vă felicit, dragi elevi, pentru că reprezentați cu cinste o onoare și cu onoare o unitate de învățământ la standarde europene. O unitate ce își dorește, ca și celelalte unități, care au reușit acele stagii clinice, să nu le realizăm numai în România. Stimată doamnă doctor, reprezentant al DSP-ului, de la Ordinul Asistenților, doamna viceprimar, domnule inspector, avem elevi care ne onorează în stagii clinice cu un efort substanțial din partea colegilor mei din celelalte centre prin proiecte europene susținute financiar. Am fost în Spania, la Salamanca, într-un centru universitar academic, prezenți 30 de zile, în luna octombrie 2013, cu un grup de 22 de elevi, unde, pe final, au fost cei de acolo atât de ancorați, încât îi așteaptă, după absolvire, să-i și angajeze. Am fost în Grecia, în luna noiembrie, la fel, 3 săptămâni. Putem spune că ne pasă de tot ceea ce facem, cu rezultate, dar cu eforturi foarte mari. De aceea, consider că numai așa vom reuși și împreună să dezvoltăm activitatea învățământului preuniversitar particular, dar nu numai învățământul preuniversitar ca ansamblu, atât de stat cât și particular. De aceea, în acest cadru, dragi elevi, vă felicit pe voi. Astăzi, când veți depune jurământul asistentului medical, când, începând de astăzi, veți lua noi decizii. După examenul final, trebuie să rețineți că vă veți confrunta cu o altă etapă, cu multe responsabilități.
Dar trebuie să fiți mesagerii noștri, din clipa asta, să prezentați comunităților locale, acolo unde locuiți, și nu numai lor, celor interesați să-și completeze studiile, că suntem cei mai buni, că ne interesează foarte mult să acoperim întreg palierul pentru cei ce doresc să-și completeze studiile, să ne calce pragul, avem specializări și calificări benefice pentru întreaga comunitate. Vă felicit, vă urez succes la examene, iar dumneavoastră, dragi colegi, vă doresc mult succes, iar autorităților județene, locale, inspectoratului școlar, vă mulțumim pentru, în primul rând, prezența astăzi la această acțiune. Dar nu numai atât, dorim nu să cerem, din contră, să fim alături de dumneavoastră, să fim alături de comunitate, să fim integrați, atât noi profesorii, cât și elevii noștri, ținând cont că sunt adulți, sunt bine ancorați, atât în calitate de elevi, dar și părinți. De aceea doresc alături de ei să susținem proiectele municipiului Piatra Neamț și județului Neamț și să fim prezenți, domnule președinte, al OAMR județului Neamț, alături de dumneavoastră, de activitățile pe care le organizați și totodată elevii noștri, absolvenți, să fie ancorați, să fie disciplinați și dumneavoastră să vă raportați cu mândrie la această unitate de învățământ de la nivelul municipiului Piatra Neamț. Vă mulțumesc, vă doresc succes și mult noroc în viață! Aș vrea să-mi permiteți, stimați invitați, dragi elevi și profesori, să fac o excepție de la protocol și să schimb, să invit la cuvânt pe domnul președinte al Ordinului Asistenților, întrucât dumnealui va participa și avea programat deja programată o activitate la Roman. Sărut mâinile, până la altă audiență, stimați colegi. Mă bucur să particip astăzi la un eveniment și la o manifestare încărcată de emoții, încărcată de Duhul Sfânt și de tot ceea ce ar trebui să dea greutate și frumusețe unui astfel de moment. Mă bucur să constat că această profesie încă își regăsește susținători și foarte mulți dintre dumneavoastră veți deveni membri ai organizației profesionale. În schimb, ce vreau să vă spun, cariera de asistent medical, pentru că noi așa o privim, nu este și nu va fi întotdeauna o carieră ușoară. Veți cunoaște sistemul medical în totalitatea și măreția lui. Sper că ați simțit ghilimele de rigoare și veți simți că, în afară de faptul că pacientul este cel pe care dumneavoastră trebuie să-l slujiți, responsabilitățile enorme ce vor apăsa pe unul din dumneavoastră. O spun cu toată responsabilitatea și cu toată colegialitatea, pentru că eu vă privesc ca fiind deja colegii mei. Organizația profesională pe care o reprezint în acest moment va reprezenta pentru dumneavoastră casa în care veți veni, veți putea să purtați un dialog cu persoanele responsabile, veți reuși să primiți informații și cu siguranță vă va reprezenta atunci când veți avea nevoie. Vă doresc mult succes, bine ați venit în rândul organizației profesionale, dar aș vrea să vă rog pe doamna Munteanu, o asistentă medicală cu multă experiență și pedagogică și profesională, să fie cea care va rosti jurământul, pentru că apreciez că ar fi mult mai frumos și cu mai multă greutate decât dacă aș fi eu o persoană din afara școlii. Deci, doamna Munteanu, sunteți delegată de mine, în calitate de președinte. Ceea ce vă
vor deveni și colegii mei și colegii dumneavoastră. Mult succes, felicit organizatorii, felicit școala, mă bucur să constat și să văd în sală colegii care și mie mi-au îndrumat cândva pașii când am început și am studiat în școala post-liceală, dar în altă parte. Și ce să vă zic, multă baftă, stimați colegi, și vă aștept cu mare plăcere în rândul organizației. Personal, doamna primarul de tot.
ajutăm viceprimar, nimic, vă susținem mai departe, să finalizăm mesajul, că și dumnealor consideră că schimbul de experiență și chiar este bine, e benefic pentru comunitate, în general. De aceea, eu îmi doresc și la piața mea să derulăm proiecte europene și să putem finanța deplasarea voastră, plus tot ce înseamnă cazare, masă, deci întregul sistem de proiect. De aceea, încă o dată, gânduri bune din partea tuturor până în prezent. Încă o dată, vă zice bună! Mulțumim, doamna doctor, mulțumim, doamna președinte. Doamna viceprimară Aurelia Simionică a fost alături de noi încă de când a preluat funcția, ajutându-ne în privința locației, în privința unui parteneriat pe care îl avem cu primăria și Consiliul Local, în ceea ce privește amplasarea acelui cort de promovare a școlii și o invităm să fie și astăzi cu un cuvânt alături de noi. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Chiar este un eveniment absolut emoționant. Eu consider că învățământul și sănătatea reprezintă două domenii esențiale pentru sănătatea fizică și intelectuală a românilor. Din aceste considerente mă aplec și fac tot ce pot pentru a sprijini aceste domenii. Am însă rugămintea la dumneavoastră în ceea ce înseamnă inclusiv discuția care a fost mai devreme apropo de posibila empatizare a absolvenților cu pacientul român sau cu pacientul englez, să luați în calcul că de multe ori sistemele se schimbă și din interior. Și în condițiile astea, rezultatele și schimbările vor fi cu atât mai valoroase și cu atât mai vizibile. Dați-mi voie să îmi manifest toată încrederea că absolvenții de astăzi vor sluji sănătatea românilor. Dați-mi voie să îi felicit pentru această minunată specializare pe care au ales-o și de asemenea să felicit și să mulțumesc din tot sufletul cadrelor didactice care participă la obținerea unor astfel de rezultate. Toate cele bune, sănătate la toată lumea și să dea Dumnezeu să fim mai deștepți și mai sănătoși. Mulțumim, doamnei viceprimar, pentru cuvintele frumoase. Prin domnia sa, doamna viceprimar, doresc să mulțumim echipei manageriale la nivel de municipiul Neamț și să asigurăm totodată, atât pe dumnealor cât și consilierii locali, că aici, la Piatra Neamț, sunt condiții să dezvoltăm această școală europeană. Nu întâmplător vă spun, pentru că sub atenta îndrumare a colegului meu, avocat Sorin Beșteagă, astăzi prezent și la această acțiune, căutăm să dezvoltăm și să respectăm într-un totul legislația împreună cu colegii profesori și în celelalte centre europene și Ștefan cel Mare și Sfânt. Totodată, doamna viceprimar, vreau să mulțumesc pe această cale Guvernului Ponta, pentru că a făcut posibil în luna noiembrie, la București, la sala Nicolae Iorga, deci în cadrul Parlamentului României, la Camera Deputaților, să aibă loc seminarul Consiliul European al Școlilor Independente din Europa cu sediul la Haga, unde am avut, stimată doamnă viceprimar, prezenți directori din 24 de țări europene, în jur de vreo 46 de directori din Europa, iar noi am fost în jur de vreo 70 de directori din România, din învățământul particular, unde de la Neamț a fost prezentă doamna profesor Maria Cosma, reprezentanta deci unității noastre de învățământ, Centrul de Studii European, unde putem spune că au fost 3 zile de analiză în ceea ce privește dezvoltarea învățământului particular european. Totodată am avut onoarea să-l avem printre noi pe Ministrul Educației, Secretara de Stat, Inspectoratul, Conducerea Inspectoratului Personal, Inspectorul General de ISMB București, Inspector
De aceea putem spune că ne-am raportat după 4 ani de activitate în Consiliul European al Școlilor Independente, a cărui membru în sistemul managerial a celor 24, mă aflu cu, să spunem noi, activități recunoscute, dar cu reținere acum 4 ani, când am fost primiți în Consiliul European. După o evaluare de 3 ani de zile, au venit, ne-au vizitat o parte din școlile din România și a durat 3 ani de zile până am reușit să devenim membri în Consiliul European al Școlilor Independente. De aceea a fost o muncă enormă, pentru că atât autoritățile locale la nivel de București, cât și conducerea Guvernului Ponta a susținut să se deruleze în România acest seminar. De aceea consider că e bine să se cunoască din partea colegilor mei. Se fac eforturi susținute atât de Guvern, cât și de consilii locale, consilierii locali, deci municipali, județeni, comunali, cu accent pentru anul acesta, pentru dezvoltarea școlilor profesionale. Cred că am putea fi un viitor partener al dumneavoastră, nu numai în domeniul sanitar, pe nivel postnicial sanitar. Considerăm că după o analiză atentă cu colegii astăzi prezenți, și nu numai, avem și puterea și capacitatea ca, după o analiză atentă, cu organele locale, cu personal cu dumneavoastră, doamna viceprimar, cât și cu colegii din sistemul de învățământ de stat profesional, să putem pune bazele unui sistem de învățământ profesional pentru acele calificări solicitate pe piața forței de muncă, atât în țară cât și în Europa. Trebuie să înțelegeți că suntem europeni. N-avem un patru. Un sudor bun, care știe să sudeze la o navă, un cordon, exact ca lumea, ăla nu ia mai puțin de 24.000 de euro pe lună. Deci vă rog să rețineți. Bineînțeles, în niște condiții nu ușoare. Dar totuși, în Olanda, dacă se merge la muncă, avem contracte, avem contracte cu Belgia, doamna viceprimar, încă din 2005. Avem parteneriate cu Belgia, Franța, cu Germania, cu Italia. Deci nu școlarizăm în concluzie șomeri. Dar deodată accept și nu că accept. Sunt un înverșunat al ideii și chiar al misiunii că avem nevoie de voi în România. Sunteți specialiști bine ancorați în această perioadă pentru România. Dar nu înseamnă că suntem deja obtuzi în sensul că nu vedem Europa pe ansamblu. Din contră, de aceea, încă o dată, doamna viceprimar, vă mulțumim pentru efortul domniei voastre și vă doresc atât dumneavoastră cât și familie dumneavoastră multă sănătate și să aveți încredere și să aveți, să te vedeți în noi un partener pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și eu încă o dată doamnei viceprimar, doamnei consilier local Silvia Baidan, care eu o să-i mulțumesc personal, pentru că ne sprijină foarte mult și sper să avem și noi prilejul să vă sprijinim. Invit pe domnul reprezentant al prefecturii, domnul director al Cancelarii Instituției Prefectului și care este și profesor în instituția noastră, domnul Jucan Iulian, să ne spună ceva. Mulțumesc frumos! Domnule președinte, doamnă director, onorată asistență, într-adevăr, mă aflu o dublă calitate astăzi aici, la această festivitate minunată. În primul rând, calitate de director al Cancelarii Prefectului, vreau să transmit mesajul de felicitare al prefectului județului, domnul Vlad Anghelță, și să vă asigur, domnule
terminat, profesoral, cărora le mulțumesc, pentru că vreau să vă asigur, domnule președinte, că întotdeauna m-am simțit ca într-o familie, alături de ei, evident, sub vădăirea prietenoasă și mămoasă, doamne director Cosma, le mulțumesc și felicit pentru eforturile pe care știu că le-au făcut, pentru ca ei, elevii pe care îi avem în față și care astăzi termină un prim episod din, din ciclul profesional, cred că pasul cel mai mic, greul de vedea cum începe. Vreau să vă felicit pe toți, marea majoritate ne-am intersectat instituțional. Știu că sunteți copii foarte buni. Până la urmă, crezul meu, dincolo de abilitățile tehnice și de specialitate pe care trebuie să le aibă un profesor în cadrul didactic, este acela că trebuie să aibă acea abilitate de a scoate din fiecare ceea ce este mai bun. Și eu, cunoscându-vă, sunt convins că în fiecare dintre dumneavoastră există ceva bun, ceva foarte bun, ceva pe care să-l puteți pune prin nobila profesie pe care ați ales să o urmați, să o puteți pune în, în valoare și în folosul comunității. Vă felicit, vă doresc succes și îmi doresc ca în cel mai scurt timp să reușiți să, să profesați în meseria pe care v-ați ales-o. Mulțumesc frumos și felicitări! Mulțumesc foarte mult domnului profesor și director de cancelare care ne-a prilejuit să desfășurăm festivitatea în acest cadru minunat. Asta este o pilă, nu? Da. Și o spun ca să poate vor beneficia și celelalte generații. Vă rog să-mi permiteți să aduc mulțumirile colectivului de cadre didactice, a elevilor, domnului președinte, director general Viorel Ghenea, care a fost inițiatorul, cu mulți ani în urmă s-a gândit la înființarea unei școli în Piatra Neamț, a reușit acum 3 ani. Îi mulțumesc, fiindcă am avut și eu prilejul să lucrez într-un domeniu care îmi era total necunoscut inițial, mă refer la domeniul sanitar, la management. Am avut prilejul să aplic experiența mea de director de unitate de învățământ în această școală și sper să reușim să ducem mulți ani de acum încolo această unitate de învățământ. Vreau să vă spun că suntem aici între 4 ochi și pot să vă spun că unitățile de învățământ sanitar au trecut printr-o mare cumpănă. Domnul președinte este președintele școlilor particulare din România. S-a zbătut foarte mult, fiindcă nu oricine poate să urmeze o școală postliceală în cadrul unei universități și tocmai de aceea cei care s-au gândit să înființeze aceste școli postliceale în localități mai mici, cum ar fi și Piatra Neamțu sau chiar în alte localități mai mici, s-au gândit nu în ultimul rând și la a acorda o șansă de a accede la o formă de învățământ postlicear și celor care vor să stea aproape de familie sau care vor să-și desfășoare activitatea profesională în alt domeniu, simultan cu studiul acestei profesii deosebite. Vă mulțumim, domnule președinte, și să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Suntem cu gândul alături de dumneavoastră, de familia dumneavoastră și să dea Dumnezeu să fie bine. Doresc, în primul rând, cu plecăciuni pentru colegii mei, colaboratori, profesori, medici, farmaciști, maestri, instructori, care, încă o dată, repet,
convins, după orele de program, în instituțiile pe care le reprezentați și le onorați, și reușiți, un al doilea, al treilea job, să fiți la noi în unitatea noastră de învățământ, ținând cont că ușor nu este. Exact, nu mă simt un inițiator, e bine de înțeles pentru toți. Eu sunt fondator și nimic mai mult pentru tot ceea ce fac de 18 ani. Inițiatorii vin pleacă, eu n-am să plec, am să fiu alături de voi, dragi elevi, de voi, dragi colegi. De aceea e bine de reținut că împreună, prin unitate, vom reuși să dezvoltăm tot ceea ce ne-am propus pe baza unor programe viabile, eficiente, că degeaba facem calitate dacă nu avem eficiență, degeaba facem, în primul rând, performanță dacă nu avem eficiență și așa mai departe. Deci totul trebuie raportat la eficiență. De aceea aș dori, doamna viceprimar, să fim eficienți lângă dumneavoastră, lângă echipa dumneavoastră și ne dorim să dezvoltăm această zonă mirifică, plăcută, frumoasă pentru România, dăruită de bunul Dumnezeu, cu titani ai acestei zone, oameni deosebiți care ne reprezintă România, țara și chiar și Europa. De aceea, încă o dată, felicit această zonă frumoasă, deosebită. Să cred că toate astea, în primul rând, mă onorează, dar mă și obligă. Nu este suficient să acceptăm și să plecăm. Acceptăm, dar ne implicăm. Cred că și deviza colegilor mei, colaboratori, este aceeași. Că numai așa vom reuși. Și deci, îl spuneam împreună. Vă mulțumesc! Voi sunteți
mai întâi și să omagiem prezența și acum în mijlocul nostru a cadrelor didactice, a vostru mai ales, care au predat la noi la autocare. Doamna doctor Băianu, doamna doctor Corada Dina, organizatori, deci școala profesională sanitară cristiană.
Uniunea Națională pentru dezvoltarea învățământului privat. Deci am fost în parteneriat. Trecem la festivitatea de premiere. Vreau să felicit pe doamna Rusu Manuela, șefa de promoție, care a reușit să încheie cei 3 ani cu media aproape 10, 9,92. Felicitări, doamnă! Vă dorim mult succes! Și mie, familie, celor dragi. Maria Loredana Ana.
de la Sela Orfeană Veronica. Lipesc cu chipul obrămeară. Ilarie Cătălina. Felicitări!
dorește să adreseze un cuvânt. Sunteți invitați la microfon de la generaliști, poftim. Doamna director, doamnelor profesoare, domnilor profesori, dragi colegi, stimați invitați. Am să încep prin a-mi aduce aminte acum 3 ani când m-am înscris în această școală post-secțională sanitară. Ceea ce mi-am propus era un obiectiv bine definit. Mi-am propus să devin un bun asistent. Acum, la finalul celor 3 ani de studiu, am înțeles că profesia de asistent medical este o profesie nobilă, generoasă, dar în același timp ne obligă la responsabilități pentru care fiecare asistent medical trebuie să le conștientizeze. Trebuie să realizăm că suntem foarte importanți pentru societate, pentru pacienții noștri, dar trebuie să înțelegem că pentru a face față provocărilor zilnice, trebuie să fim bine pregătiți profesional. Sunt convins că și colegii mei gândesc la fel și simt la fel. Pe această cale mulțumim școlii care ne-au pregătit, mulțumim profesorilor noștri care ne-au fost alături, mulțumim doamnelor asistente din spital care ne-au sprijinit și susținut în efectuarea tehnicilor și ne-au îndrumat primii pași în profesia de asistent medical. Mulțumim familiei, părinților și cred că fiecare dintre noi va rămâne legat de școala noastră și de locurile unde au efectuat stagiile clinice. Deși emoția ne copleșește și nu putem spune chiar tot, sau ce ar trebui spus, recunoștința din sufletele noastre vă transmite din privirile noastre. Dorim ca în continuare să fim alături de școala noastră în toate proiectele pe care și-a propus. Vom reveni cu dorință să ne revedem dirigintele care ne-a povățuit, profesorii care ne-au înțeles, medicii care ne-au îndrumat pe perioada celor 3 ani de studiu. În numele promoției 2014 asistent medical generalist a școlii post-secțională sanitare Centrului Studii European Piatra Neamț, vă mulțumim! Din suflet. Înainte de depunerea jurământului, aș dori ca șefa de promoție să înmâneze cheia celor care au venit din anul 2, pentru că sperăm ca din an în an această ștafetă să fie transmisă cu succes. Deci, prin cadru, domnule. Invităm la microfon și faceți promoție. Colegii voștri vă mânează cheia cu aceeași manieră de lucru să aveți și voi, iar voi trebuie să transmiteți mesajul că sunteți în măsură să duceți mai departe destinele acestei activități. Ceea ce trebuia în următorii de ani să vă prezinte acest mesaj. Să vă înveți. E normal? Care-i scopul nostru aici? Bine. Mai departe. Domnule președinte, domnul director, stimați profesori, onorată audiență și dragi colegi, iată că ne aflăm aici pentru a sărbători un eveniment deosebit și important pentru noi, absolvirea celor 3 ani ai școlii post-liceale sanitare din cadrul Centrului European Piatra Neamț. În numele meu, al colegilor mei, aducem deosebite mulțumiri profesorilor care ne-au fost alături. Ne-au înțeles și ne-au îndrumat în procesul de învățare pe parcursul acestor ani. De asemenea, mulțumim conducerii școlii, în mod special, doamnei directoare Cosma, doamnelor farmaciste și asistente care s-au ocupat în deosebire de noi, special de farmacie, mă refer, personalului medical, asistenți, farmaciști din cadrul spitalelor, clinicilor și farmaciilor unde au făcut practică, care, deși ocupate, au avut timp să ne îndrume și să ne învețe multe lucruri. Dumneavoastră vă transmite recunoștință din sufletele noastre, iar vouă, dragi colegi, vă doresc succes
la licență și pe viitor. Vă mulțumesc mult! Doamna este foarte emoționată. Domnul președinte, la fratele de pe Bogdan, el era pregătit, dar le-a dat întâietate doamnei din anul 3. Invit la microfon pe doamna Munteanu Doina, da, pentru rostirea jurământului. Vă rog să fiți atenți, să vadă toată lumea cum jurați voi. Jurământul asistenților medical generaliști și de farmacie și baniu fizio-kineto-terapie. În numele vieții și al onoarei, jur. Jur! Să-mi exercit profesia cu demnitate. Să respect ființa umană și drepturile sale și să păstrez secretul profesional. Jur! Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Jur! Voi păstra respectul deplin pentru viața umană, chiar sub amenințare, și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității. Jur! Fac acest jurământ în mod solemn și liber. Jur! Așa să vă ajute Dumnezeu, vă felicit! Odată cu depunerea acestui jurământ, înseamnă că ați pășit cu dreptul în profesia pe care doriți să o urmați, să o efectuați. Vă doresc mult succes, multă baftă, multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag oricând în școală, contrar aparențelor. Noi suntem un grup de oameni, o familie, sunt convinsă că vă veți aminti, în ciuda unor discuții mici sau mai mari, vă veți aminti cu drag de acești ani de școală, sunteți pionierii acestei școli. Prima promoție veți rămâne veșnic, cel puțin în sufletul meu. Vă iubesc, vă doresc multă sănătate și Doamne ajută! Gaudeamus igitur! Foarte important, acum 3 ani, pe vremea aceasta, era o primă zi, un prim început, care astăzi, după 3 ani, s-a finalizat. Bună ziua, doamna director! Bună ziua, doamna Cosma! Doamna director Marica Cosma, eu îi spun Marica pentru că așa am cunoscut-o, a fost și este un profesor minunat, este directorul acestei școli. Acum vă rog să spuneți dumneavoastră despre ce e vorba, pentru că telespectatorii noștri trebuie să știe acest eveniment, cât de important este în Piatra Neamț și cât de important este în viața dumneavoastră. Cel puțin în viața mea și a absolvenților noștri este un moment de excepție. Este prima promoție a școlii noastre,
Acum 3 ani, împreună cu soțul meu și cu domnul președinte Viorel Ienea, am pornit fără mare speranță, dar cu un foarte mare entuziasm. Chiar atunci ați fost alături de noi și vă mulțumim. Și iată că acum suntem la absolvirea primei promoții, suntem fericiți, emoționați, încrezători, bucuroși, toate sentimentele amestecate. Vreau să vă pun o întrebare, pentru că e foarte important. Cu câți elevi ați început și cu câți ați terminat acest curs? Știți că am început cu 101 elevi și au terminat 97. Mint, 87. Între timp au fost câțiva care au plecat, au renunțat, nu și-au găsit vocația, dar eu zic că foarte puțini am pierdut, un procent destul de mic, și sperăm ca toți cei care au absolvit să și lucreze în profesiunea asta. Vreau să ne spuneți clar, care au fost, practic, profilele pe care s-a terminat această școală? 2 clase asistent medical generalist, 1 clasă farmacie și 1 clasă balneofiziochinetoterapie. De fapt, această ultimă calificare este singura din județ, singura școală care are asemenea calificare, și suntem mulțumiți că reușim să facem, să o realizăm. Din toate acestea, care e cea mai mare realizare? Toate sunt, fiindcă nu suntem singuri, mai sunt încă 2 școli în municipiu cu care colaborăm foarte bine, școala de la Liceu Hoga, școala de stat, școala FEG de la Spiru Haret. Colaborăm, este loc pentru toată lumea pe pământ. Noi vă mulțumim că dumneavoastră aduceți acum prin această școală și celelalte școli efectiv plusul de energie fizică de care au nevoie pietrenii noștri și cei din județ, și bineînțeles nu numai, pentru că cu convingerea că ce este bun este apreciat, am înțeles că aveți deja contracte și peste hotare. Deja am aplicat pentru un proiect Erasmus Plus. În ceea ce privește energia fizică, mă rog, nu știu, dar psihică, din belșug, fără număr, cum ar veni. Foarte bine. Eu vă urez mult succes în continuare. Mulțumesc. Și dacă vreți să ne spuneți și pentru viitoarea școală, da, ce faceți? Pentru viitor, deci noi am mers din an în an cu efective mai mari, tot mai mari, sperăm ca pentru cei din anul viitor să reușim să ducem acest proiect Erasmus, care înseamnă un schimb de experiență în Anglia. Sperăm să ne dezvoltăm, așteptăm sprijinul comunității locale pentru un spațiu, cât o fi el de mic, de prăpădit, pe care să-l dezvoltăm, să fie al nostru, să putem să ne facem laboratoare, săli de demonstrații, și avem promisiunea Consiliului Local și a Primăriei că poate or să ne sprijine.